Bună seara, domnilor și domnilor! Bine v-am găsit la o nouă ediție emisiunii Moldova Live. În această seară discutăm cu domnul Yuri Mărgineanu, avocat. Bună seara! Bună seara! Și domnul Fadei Negacevski, fostul ministru al justiției. Bună seara, domnule! Bună seara! Și avocat! Și avocat. Discutăm despre ultimele evenimente în domeniul justiției, inclusiv și ședința de astăzi a Consiliului Superior al Procurorilor. Și, în primul rând, domnule Negacevski, vreau să vă întreb ce credeți despre toată această situație care s-a creat în jurul concursului ieșuat, anulat. Discutăm și în detaliat ce a urmat, dar, în general, în opinia dumneavoastră, de ce a ieșuat concursul pentru funcția de procuror general? Pentru că, bine, eu sunt convins că intenția a fost de a se ieșua acest concurs. Deci scopul concursului nu a fost desfășura, dar anume de a se ieșua printr-un simplu motiv că lista celor care participau la actual concurs nu erau cei care erau favoriți Mai Sandu și Partidul Acțiune și Solidaritate. Deci cei ce am urmărit noi a fost un show, o mimare de concurs cu scopul de a manipula opinia publică și cred eu și de a manipula inclusiv și partenerii noștri de dezvoltare, inclusiv Consiliul Europei, în condițiile în care presupun eu că următorul pas va fi tentativa Partidului Acțiune și Solidaritate de a modifica abuziv legea cu privire la procuratură pentru a putea să-și promoveze acel candidat care le este lor favorabil în funcție de procuror general al Republicii Moldova. S-a discutat la nivel de speculație deocamdată această ipoteză, dar și s-a discutat anumite nume care ar putea ocupa această funcție, fie un procuror din exterior, fie chiar și un membru al partidului de guvernare. Dumneavoastră, credeți că care scenariu este mai posibil? Puțin mă interesează ce persoană o să aducă ei. Ea o să fie adusă prin abuz constituțional, prin abuz de drept și o să fie lipsită de legitimitate. În măsura în care noi astăzi avem un procuror general achitat, un procuror general care are un câștig de cauză la Curtea Europeană a Drepturilor Omului și unul la Curtea Constituțională, un procuror general al cărui caz privind nulitatea decretului se murează de un an de zile, iar în cazul care se referă la anularea rezultatelor acelei comisii ad hoc de pe lângă CSP privind evaluarea extraordinară, timp de 2 ani se murează acel caz fără nicio ședință de judecată. Cine nu ar fi numit de către PAS, el nu o să aibă credibilitate și încredere în sistem și ceilalți procurori pur și simplu o să aștepte momentul în care se va restabili în funcție stoie în oglu pentru a, deoarece el este cel procuror legitim, constituțional, acel procuror care are mandat de plin conform prevederilor Constituției Republicii Moldova. Respectiv, eu nu le recomand să meargă pe calea asta, dar cu siguranță nu ai cu recomanda, fiindcă ei sunt, din punct de vedere politic, idioți și în condițiile date. Asta este un termen utilizat în sensul dexul. Deci eu vă spun că, conform prevederilor Curții Europene a Drepturilor Omului, în raport cu politicienii pot fi utilizate inclusiv și sintagme de tipul debil și asta este o marjă admisibilă a libertății de exprimare. De aceea, presa nu înseamnă că a preluat lucrurile astea, dar nu aveți cum să mă opriți pe mine, n-am expune eu opinia, așa cum consider, cu referire la Partidul Acțiunii și Solidaritate. Da, trebuie din start să spun că toate persoanele vizate, este regulă acestei emisiuni, pot să ne contacteze și să vină în acest platou și o să facem invitație și mâine o să avem pe reprezentantul guvernării pentru a avea dreptul la replică. Domnule Mărgineanu, despre tot ce s-a vehiculat în jurul punctajului pentru domnul Ion Munteanu, oferit de membru deja care și-a dat demisia astăzi, doamna Olesia Vârlan. Și explicațiile că, citat, s-au strecurat anumite greșeli, că și doamna Vârlan nu este bucuroasă de ele. În general, cum este posibil faptul că un membru al CSP pune un punctaj, de fapt vrea altul și diferența e foarte mare între 3,5 și 8,5? Cât de credibilă vi s-a părut această explicație? De tot concursul organizat de către guvernare este practic trucat de la început. Domnul ministru a fost puțin mai diplomat, el deja ca un politician remarcat, a încercat cumva să spun așa, pe politicește. Eu cunosc mai multe detalii dinăuntru pasului se promovează 3 candidați. Toți 3 procurori care au participat în concurs sunt promovați de diferite grupări dinăuntru pasului.
s-a abrogat acea hotărâre a Consiliului Superior a Procurorilor din considerentul că nu a câștigat acel care trebuia. Ați înțeles, da? Puteți să ne spuneți care ar fi fost promovat cel mai mult? N-aș vrea să deschid toate cărțile. Și de cine sunt protejați și de cine sunt promovați și de ce așa s-a adoptat hotărârea de anularea concursului din considerentul că nu a câștigat acel care trebuia. Deci, din aceste considerente s-a developat și plicurile cu notele cuvenite și s-a ajuns la ceea să explice cine și ce not a pus și să argumenteze încă nota. În genere, estimarea unei persoane este mai mult subiectivă. Deci, i-a pus nota 3, deci doamna procuroră, cei care și-a dat demisia astăzi, eu îmi imaginez ce presiune psihologică a fost asupra domniei sale, om bun și reformat, trecut prin pre-vetting, și-a ajuns la aceea că nu i-a fost de acord sau nu îndeajuns a argumentat acea notă de 3. Ce înseamnă asta să argumentez nota de 3? Mie așa mi s-a părut că el a răspuns pe 3. Și i-am pus 3. Care-i problema? Nimeni nu poate să bage în cap persoane și în evaluarea ei. Deci poate fi considerat că este o discrepanță, dar că să spui că asta e neobiectiv, e imposibil. Dacă decupăm acum toate concursurile care au fost și vedem decalajul de note, și o să vă convingeți că fiecare își punea notele după bunul sau plac. Dar cum credeți, în general, dacă ar fi fost totuși votate, clar că ei deja, aceste modificări au fost inițiate când concursul era în desfășurare, dar a fost discuția și a fost aprobat în primă lectură că să nu existe acest punctaj. Ar fi mai bine să existe totuși fără aceste explicații sau invers și mai... Cum n-avea să existe, dar în general ei au dorit să scoată acest punctaj pentru a vedea asumarea prin ridicarea mâinii. Deci, corespunzător, acei care nu doreau să-și asume responsabilitatea prin ridicarea mâinii, doreau prin punctaj, pentru că punctajul nu poate fi publicat. Deci, corespunzător, da. Cine știe cât solicitarea. S-a votat, deci asta a fost deja hotărârea CSP-ului de a decupa toate plicurile și de a vedea tot punctajul. Deci, corespunzător, el e de ordine secretă și nu poate fi public. Deci, nici aici nu consider că CSP-ul corect a procedat la aceea că a scos în veleag toată murdăria aceea care era de pe înăuntru. Eu cunosc că acolo era o murdărie extraordinară, presiune din toate părțile, pentru a pune note mai majore pentru unul și mai puțin majore pentru altul. Trebuie să menționez faptul că cei de la PAS și cei care au fost în acest platou neagă faptul că există anumite grupări în cadrul fracțiunii sau partidului cu diferite opinii. Asta pentru o corectitudine. Nici nu pot ei să recunoască care recunoaște a doilea zi în afara PAS-ului. Deci vă imaginați. Dar cu certitudine vă spun. Ei promovează propriul candidat și asta undeva e o garanție a unei guvernări confortabile. Procurorul general, vă mai aduceți aminte, cineva a cumpărat chiar funcția de procuror general. Pentru ce? Pentru a-și garanta o guvernare confortabilă. E un instrument foarte important în, nu numai în a promova guvernarea, dar și a o menține și a menține tot în mâini cu această pârghie a organului de urmărire penală. Sunt acuzații foarte grave, dar noi o să solicităm reacția și din partea partidului de guvernare. Domnule Năgăcevski, Octavian Nechimovski a acumulat cel mai mare punctaj. Iată, domnul Murgeneanu spune că există anumite interese dintre acești candidați, nu cineva din afara concursului. Doamna Veronica Drăgălin a anunțat că ea personal a inițiat un proces și cumva a făcut așa
un anunț că nimeni nu trebuie să încerce, în mod normal, în niciun proces penal nu trebuie să încerce să influențeze procuror, dar era cumva asta foarte evidențiat de doamna Veronica Drăgălin. Ce urma să se întâmple cu acest proces și dacă într-adevăr este o procedură care urma să tragă la răspundere pe cineva? Da, deci dumneavoastră a spus că acuzațiile sunt foarte grave. Deci noi suntem astăzi guvernați de către un grup criminal organizat. Un grup de scroci politici, să fie clar asta. Revenind la întrebarea dumneavoastră. Deci, în ce și privește Veronica Drăgălin și de ce s-a agitat Veronica Drăgălin? Deci, cu siguranță, Veronica Drăgălin își susținea subalternul, vorbim de Octavian Echimovski. Eu de asta sunt convins. Dar cine i-a blocat concursul? Sper eu să nu ajung ea chiar la Maia Sandu. Și am să văd ce o să fac ea în situația în care o să ajungă la Maia Sandu, cea care e a dat indicații pentru ca să fie blocat acest concurs în sensul în care să ajungem la anularea rezultatelor pentru a putea să se desfășoare un alt concurs, astfel încât Maia Sandu să-și poată și promoveze acel candidat pe care și-l dorește în calitate de procuror general. Și când menționez lucrurile astea, pentru că spuneți despre speculații, eu am să vă amintesc anul 2019. În anul 2019, doar de dreagul funcției procurorului, controlul asupra funcției de procuror general, Maia Sandu a plecat la guvernare. Făcut tot posibilul pentru ca scadă guvernul, pentru ca scadă inclusiv și acea majoritate parlamentară. De dragul controlul asupra sistemului procuraturii generale, primul lucru ce a făcut ea după ce a preluat majoritatea parlamentară și majoritatea și controlul asupra guvernul, prin intermediul Litvinenko și unui grup criminal organizat, au sechestrat procurorul general, domnul Stoianoglu, care până astăzi se află în procesele de judecată, urmarea acțiunilor abuzive întreprinse de către Litvinenko și pentru care el încă poate răspunde penal la o anumită etapă, inclusiv cu cei care au participat la acest joc instrumentat și eu sunt sigur că centrul a fost anume la președinție, deoarece Maia Sandu, cum am și menționat, în 2019, asta era sensul vieții ei, să aibă control asupra procurorului general. Și astăzi, iarăși, presupun eu că toate cozele o să duc anume către sistemul președinției a Republicii Moldova și, sincer, eu știu poziția domnului Mărcineanu, dar eu mă bucur că Drăgălin a inițiat acest proces penal. Eu aștept, îl dăm să investigații, să o cheme și pe Timciucin, să o cheme și pe acea doamnă care și-a dat demisia, că ar putea să afle lucruri foarte interesante de la acele persoane și eu chiar vreau să văd cum să reacționeze doamna Drăgălin în condițiile în care o să constate elementele defraudare care vin anumit din sistemul politic, fiindcă ați spus, dar cine din pas? Doamna Mărcineanu nici nu poate spune că asta ar fi un abuz dacă ea recunoaște că ei promovează pe cineva prin CSP, fiindcă Consiliul Superior al Procurorilor are mandat constituțional, ei sunt independenți conform Constituției și în măsura în care tu spui că eu vreau pe ăsta să-l promoveze CSP-ul, asta înseamnă că tu declari public, da, tu îți asumi politic contrar Constituției și pentru asta iarăși este o răspundere penală. Iată acum, domnișoara Drăgălin, prin intermediul dosarului care l-a inițiat, ar putea să afle anumite detalii destul de interesante. Și eu sper că eu o să manifeste verticalitate și o să meargă cu acest dosar pentru a-și clarifica lucrurile și pentru a înțelege cum cei din jurul ei o manipulează pe ea și încearcă, pur și simplu, îi promit că îi va câștiga candidatul ei și pe de la spate o joacă astfel încât să nu treacă într-o realitate candidatul ei. Dar ați văzut declarațiile de vreo 15 minute, era o intervenție pe live pe Facebook și doamna Drăgălin cumva a evidențiat de mai multe ori să nu încerce cineva să o influențeze. Credeți că a existat sau ea deja cunoaște că vor exista aceste presiuni? Cu siguranță ea înțelege că lucrurile vin de la sistemul politic. A fost transmis acest semnal nu către sistemul procuraturii, către sistemul politic al Republicii Moldova. Eu înțeleg către cine se gândește ea, numai că ea ar trebui să gândească mai sus în numele președinției. Și eu presupun de unde vin și înțelegerile. Eu aici am să mai deschid anumite cărți, fiindcă am să ajungem la o situație foarte interesantă, da, votul ăsta prin corespondență. Nu v-ați spus întrebare de ce au fost ales Statele Unite ale Americii? Explicația a fost că teritoriile sunt foarte mari, să fie SUA și... Și acolo este mama doamnei Drăgălin. Da. Care înțeleg eu că poate să garanteze că are un control mai suprem în ceea ce privește diaspora din Statele Unite ale Americii. Și eu nu exclud că există anumite trocuri pe sub masă între domnișoara Drăgălin, doamna Drăgălin și președinții și cineva și încalcă înțelegerile care au fost
asumate între aceste părți. Dar asta e pe viitor. Și toate lucrurile astea o să se developeze, fiindcă e deseori critică informațiile care apar pe Telegram. Dar noi peste o săptămână, două, aflăm lucruri tot mai noi și mai noi și foarte interesante. Deci eu nu am niciun dubiu că lucrurile cu privire la Procurorul General stau în clădirea președinției și nu în altă parte. O să lansăm invitații și pentru președinție și pentru doamna Drăgălin, pentru dreptul la replică. Trebuie să spun asta ca să echilibrăm și să fim corecți. Domnule Mărginean, dumneavoastră, aveți anumite așteptări că acest proces penal care a fost inițiat de doamna Drăgălin o să meargă până la capăt? Urmează și următoarea etapă, asta deocamdată doar proces penal, cum și a remarcat doamna Drăgălin? Nu are acest proces penal nicio finalitate și nici nu poate avea. Eu, chiar tot în ziua aceea, am făcut o publicare pe Facebook și am explicat destul de clar. Pentru cei care au citit și care sunt versați cât de cât în drept, ori să înțeleagă. Deci, CSP-ul este o structură a procuraturii și ca ierarhie este prima după ierarhie în Procuratura Generală. Vă imaginați acum că Drăgălin pornește o cauză penală, pentru că ea nu poate fi această cauză penală sau proces penal despre care spune dânsa, poate fi pornit pe faptă. Ea poate fi pornită numai contra unor persoane. Pentru că toți acei din CSP sunt vizați și bănuiți de săvârșirea unor trucuri. Doar nu bănuiește ea secretariatul CSP-ul. Da, membrii, evident. Dar bănuiește membrii. Mm-hmm. Membrii sunt cu mandat, cum a spus domnul ministru, de nivel constituțional și corespunzător normele juridice sunt tratate ca atare. Deci mandatul unui membru a CSP este independent, imparțial și nu poate fi eliberat din funcție sau predat mandatul înaintea termenului decât în acele cazuri care sunt prevăzute în lege. Dar acolo sunt foarte rigide cazurile și extrem prevăzut, exhaustiv, în ce cazuri poate persoana pierde mandatul a membrului CSP. În rândul 2, împotriva unui procuror poate fi pornită o cauză penală sau un proces penal exclusiv de Procurorul General. Asta e competența exclusivă a Procurorului General și nimeni altul. Corespunzător pe membrii CSP-ului poate doar Procurorul General porni și nici ca cum Drăgălin. Dar aici nu apare un conflict de interese. E încălcare de competență. Dar aici deja apare a doilea latură. Cine ar putea porni cauze penale în cazul când și Procurorul General interimar și prim-adjunctul interimar sau prim-adjunctul, mă tind că tot era da, întărit. Interimar, el adjunct interimar. Tot interimar. Da. Deci ambii sunt implicați în acest concurs care este vizat. Deci corespunzător au un conflict de interese dacă pornesc cauze penale pe cineva. Aici cred că ar fi logic Procurorul General să se ducă în concediu și persoana care va înlocui Procurorul General poate iniția aceste proceduri. Dar nici ca cum domnișoara Drăgălin, mai mult decât atât, domnișoara Drăgălin, dacă ar începe a investiga pe adevărate concursurile de CSP, să nu ajungem la lozinca înaintată de Vyshynski. Главное во время следственных действий не выйти на самого себя. Сау домнишора Драгалин а уйтат кумва кум пунктажу яра пус примвичел. Телеграм-канале ауратат дестул деклар. Кум дынса афост приоритизата визави дичей лалц колледж, кари я примит ноти дизечи, пене адеварате, яра чей кари ау лукрат o viață, 20 de ani în procuratură, au primit note de 2 și 3, ca niște dvoișnici.
de la școală, care nu au trecut clasa. Da, vă imaginați, da? Cum spuneți și dumneavoastră, punctajul este părerea acestei persoane? E subiectiv, da, e mai mult subiectiv. Chiar dacă ar trebui să fie o doză de obiectivism, el totdeauna e mai mult subiectiv. Mi-a plăcut sau nu mi-a plăcut? O povestit pe deplin răspunsul sau nu pe deplin? Da, și totuși paharul, cariera în Statele Unite ale Americii. Teoria paharului pe jumătate plin sau pe jumătate gol. Uh-huh. Finish. Deci aici nu poate fi altceva. Deci corespunzător, dacă luăm și notele celea de cum a trecut Drăgălin de acest concurs, atunci ar trebui să vedem și să-i explice acei membri cum de-au pus... Cine? Măting și Iachimovski tot a participat atunci la... funcția de procuror anticorupție când și domnișoara Drăgălin. Da, da, da. Iachimovski a fost defavorizat, punându-i note după mai mici. Doamna Drăgălin, față de dumnealui, cu tot respectul, are o experiență mai impresionantă pentru cei care au avut împuterniceri să voteze din Statele Unite. Posibil, posibil, numai că eu am așa o impresie, asta deja e concluzia mea personală, că domnul Iachimovski i s-a propus funcția de viceprocuror a procurorului anticorupție numai ca să-și retragă acțiunea din instanța de judecată, pentru că el a contestat atunci acel concurs. Uh-huh. Și să mai aude ceva de acel concurs în instanța de judecată? Nu. Posibil. Deci, eu așa gândesc, domnul Iachimovski și-a retras acțiunea. Iar domnișoara Drăgălin, ca să nu-i vicieze mandatul ei de 7 ani, care e mai lung ca lui Maia Sandu, i-a propus funcția de viceprocuror și să-și retragă acțiunea. Posibil așa și-a avut loc compromisul între ei doi. Domnule Năgăcevski, despre un alt eveniment care s-a întâmplat astăzi. Dar aici, noi vorbim despre certitudine că dosarul ar trebui să fie împotriva unui membru a ACSPS și eventual unui procuror. La Drăgălin în cap este totuși informații cu privire la alte persoane care nu se referă la procuratură. Și în cazul dat, ea are nevoie de acest proces penal pentru a invita aceste persoane în calitate de martori ca deci, să-i da, oferi deci sub nu? Răspundere informația respectivă. Dacă cineva din membrii CSP-ului e vinovat și i-ai dat statut de martor, asta mai pot să-l pui sub bănuială? Eu înțeleg, dar acum ea inițiază un anumit proces pe fapt deoarece deci, vrea să identifice persoana. Dacă pornești împotriva unor persoane precum că ea bănuiește că cineva din afară o influențat absolut ceea ce a avut loc. Atunci, pentru ce să pornești proces penal, dar pornește urmărire penală pe persoane? Nu, asta este discreția organului de urmărire dar penală. Dar nici ca cum despre CSP. Pentru că se vorbește că concursul la CSP a fost trucat. De către cine? Membrii CSP-ul de către cine? La indicația cui? Asta este foarte important de clarificat. Eu nu am pornit procesul penal împotriva unei persoane. În moment. Și noi avem procese penale pe fapt. Pentru a constata anumite fapte, este mai simplu să duci o persoană. Abuz mai... noi depășirea atribuțiilor de serviciu? Este sunt persoane concrete. Dar un ministru poate fi un ministru. La fapt. Poate fi un președinte de țară. În rem. Eu înțeleg. În personul. Domnul Marginanu, eu sunt de acord cu dumneavoastră în ce și privește partea cu procurorul general. Însă, ca tactică, în situația în care noi avem, fiindcă noi am vorbit despre doamna Verlana asta, da? Care a fost cu el. Deja și-a dat demisia. Asta este unul. Doi, dumneiei e recunoscut de fapt că a comis o eroare. Adică noi nu vorbim despre o apreciere subiectivă, dar despre faptul că eu n-am vrut 35, n-am vrut 85. O eroare administrativă. Păi, e deja o recunoscut. În condițiile respective au apărut dubii și nu există suspiciuni să o pună sub urmărire penală, dar o invit în calitate de martor. Cei ce ai spus tu se referă la și de ce și cum. Și există anumite discuții în spațiu public cu privire la Dimciucen. Probabil și Dimciucen poate fi invitat în calitate despre de martor și sub jurământ el poate să dea mai multe explicații decât în calitate de bănuit, deoarece bănuit îți oferă dreptul de a tăcea. Deci poate tactica ar fi mai ok în formula asta. Bine, acum speculăm, deja doamna Drăgălin probabil are o tactică mai bună în ce își privește dosarul ăsta și înțeleg că nu lucrează singur, dar lucrează cu colegii. Nu, dar dacă așa sincer să o luăm, apoi atunci dacă ea investigează cazul ăsta, de ce să nu investigheze și cazul cum a devenit ea procurora? Dar eu nu cred că ea
Are nimic interesant. Are dubii cine procuratura de vină. Atunci concursul acela, că telegram-canalele au arătat destul de clar. Și domnul și Litvinenko și doamna Drăgălin a negat. Acolo toți acei care erau din societatea civilă. Pe dumneavoastră ați confirmat că Iachimovski a contestat în instanța de judecat, după care și-a retras acțiunea. Posibil și-a retras, eu nu cunosc. Eu bănuiesc numai. Odată ce i-a propus funcția de adjunct și el a acceptat, era și păi logic. Păi dacă procurorul general interimar are obiecții în privința procurorului anticorupție, poate să inițieze acel dosar ca să verifice da, dacă tot în regulă. Da, deocamdată nu a fost, da. Da, cel puțin nu a fost inițiat, dar acum pe mine mă interesează cine, fiindcă eu sunt convins că nu este CSP-ul Buba. Buba este în altă parte. Adică nu este nici Verlan, nici Demciuce. Și domnișoara Drăgălin. Și domnișoara Drăgălin, cum ați spus dumneavoastră după vorba lui Dușinski, să ajungă unde trebuie să ajungă. Proces penal, subiectul ăsta. Numai din considerentul că a fost anulată hotărârea CSP-ului. Că dacă se menținea, doar era vizibil că a fost trucat. Înțeleg. Nimeni n-avea să zică, dați să pornim un proces penal. E bine că domnul Iachimovski a câștigat, vă rog frumos, întăriți-l în funcție. Iată, cineva o influențat anularea concursului. Ia îndă să vedem, da, de ce voi ați anulat. Cum să fie păstrat în condițiile în care este această discrepanță? Bine, și... discrepanța nu este o problemă, că s-a spus, chestiune subiectivă. De unde a ieșit declarația doamnei Verlan, că am comis o eroare, că trebuie 35-85, pentru că eu tot am participat în calitate de ministru la adeverit de concurs și am văzut discrepanță de tipul ăsta. Nimeni niciodată nu și-o permis. Deci, domnule, ei în principiu s-au auto incriminat că băi, mai am comis o neglijență. Și canale de Telegram se vehicula că este absolut o problemă la punctajul domnului Munteanu. Dar asta deja în condițiile în care există și declarația doamnei Verlan, cred că doamna procuror lasă să verifice, fiindcă v-am mai spus, pentru mine tot este interesant, fiindcă eu sunt convins că nu este Verlan de vină, nu este Demciuci de vină, dar există factorul politic care pur și simplu a învârtit-o pe domnișoara Drăgălin. A fost vădit că concursul a fost influențat și mai multe centri polare, care a influențat acest concurs pentru unul sau pentru altul candidat. Cine a influențat-o pe doamna Verlan pentru un candidat contra altui candidat? Lasă spună. Iată, asta ne interesează pe noi și cineva trebuie să o facă și să ne informeze. Da. Așteptăm, poate o să mai iasă și doamna Drăgălin cu niște precizări după anumit etapă de proces penal, dar despre domnul Igor Demciucen, care a fost astăzi dimis din funcție de adjunct al procurorului general interimar la solicitarea domnului Ion Muntean. A fost făcute niște declarații care au fost catalogate în presă ca cu tremur în justiție și așa mai departe. Într-adevăr, au fost declarații surprinzătoare sau destul de tăioase la adresa domnului Demciucen. Trebuie să menționez că am încercat să contactez pe domnul Demciucen pentru dreptul la replică în știri. Deocamdată nu ne-a răspuns. Domnule Mărgineanu, vreau să vă întreb cum dumneavoastră, dacă ați urmărit, cred că ați urmărit niște secvențe din ședință CSP, ce se are în vedere când domnul Ion Munteanu susține că domnul Demciucen ar fi urmărit activitatea lui, ar fi răspândit niște informații? Nu, el a pronunțat acolo în cadrul ședinței CSP când înlocuia adjunctul, că asta e prerogativa procurorului general, de a înainta echipa. Adjuncții înaintează procurorul general. Deci, corespunzător, el are tot dreptul. E oportunitatea procurorului general de a-și schimba, de a numi adjuncții. Deci ceea ce s-a început înainte de concurs, cu înaintări de recuzare, că cineva ia mantă, că cineva e cu mătru, că stă în fiecare zi la el și bea ceai. Și... deci corespunzător, asta dădea de bănuit, în primul rând la unii participanți la acest concurs, dar totodată, asta demonstra încă o dată că lupta este pe viață și pe moarte. Dacă au ajuns colegii între ei, care, că, hai de să-i zicem, domnul Munteanu l-a propus pe Demciucen la funcția de vice, sau cineva el a tixit pe Demciucen lui domnul Munteanu și el nu a putut refuza. Deci, corespunzător, unul pe altul se monitorizau. Și el a zis că chipurile Demciucen, în loc să se ocupe de funcția lui de prim-vici procuror general, el mă urmărea pe mine, mă monitoriza. Dar de ce trebuie să teamă domnul Munteanu? Înseamnă că avea de ce să teamă și asta îl monitoriza? Dar corespunzător. Unele acțiuni probabil au fost la de asta eu cred, el de asta și-a avut în vedere că îi monitoriza cabinetul cine intră la dâns și cât stă.
Doar acela a anunțat că chipurile, președintele, da, Consiliului, președintele Consiliului CSP stă în fiecare zi la el în cabinet. Și asta de debănuit înainte de concurs, chiar și dacă sunteți prieteni, relații prietenești, chiar și dacă sunteți cu mătri. Nu e o problemă în asta. Dar nu se stă chiar în cabinetul unul la altul, că atunci de debănuit celorlalți concursanți. Și atunci nici echitate, nici egalitate nu poate fi între acești concursanți. Corespunzător trebuia să distanțeze, chiar dacă el avea să-l favorizeze prietenul lui. Dar nu trebuia să bată în ochi așa de tare, ca tot se vadă deja și să înțeleagă, pe ei deja s-au înțeles. O să întreb și pe dumneavoastră, domnule Năgăcevski, niște precizări referitoare la această decizie, dar trebuie să ieșim la o scurtă pauză și revenim peste câteva minute. Rămâniți cu noi. Am revenit, continuăm discuțiile, domnule Năgăcevski, despre demiterea domnului Jim Ciucin, procuror general interimar adjunct. Domnul Nicolae Șanu, fostul viceministru al justiției, a criticat dur această demitere și a spus, în lipsa unor argumente pertinente, această decizie seamănă mai mult cu, în ghilimele, răzbunarea sau banală înlăturare a unui concurent. În opinia dumneavoastră, ar fost suficient prezentate argumentele în cadrul ședinței CSP despre necesitatea de a demite pe domnul Jim Ciucin? Eu nu am ascultat argumentele expuse în cadrul ședinței CSP, dar eu am încredere în declarațiile făcute de către domnul Ișanu. Am auzit anumite abordări ale reprezentanților CSP cu privire la persoana respectivă anterior ședinței de astăzi cu privire la subiectul respectiv și eu înțeleg că se caută țapul ispășitor la această etapă în speranța că se va stabiliza din punct de vedere Consiliul Superior al Procurorilor și nu se va discredita într-o formă sau alta guvernarea, fiindcă efectul advers al anulării concursului este discreditarea totală a Consiliului Superior al Procurorilor. Și în continuare, acest Consiliu Superior al Procurorilor trebuie să identifice formula pentru a se reabilita. Nu doar din punct de vedere juridic, public, dar și din punct de vedere politic. Și astăzi se întreprind toate acțiunile astea pentru a relegitima Consiliul Superior al Procurorilor. Procesul ăsta penal care l-a inițiat Doișoara Drăgălin este o piedică pentru relegitimarea Consiliului Superior al Procurorului. Dacă un pas trebuie să identifice soluții ca să o echilibreze pe domnișoara Drăgălin, care le-a transmis lor deja mesajul, să nu se încerce să o stabilizeze pe dânsă, deoarece ei vrea să afle adevărul. Și e deja reprezintă o problemă pentru stabilizarea CSP-ului. În principiu, Jim Ciucin nu știu care va fi poziția lui, dar domnișoara Drăgălin înțeleg că vrea să lucreze din punct de vedere procesual cu dânsul, în sens penal, pentru a clarifica anumite lucruri cu doamna Verland. De asemenea, înțeleg că se doresc anumite discuții procesuale, procesual-penale. În ce privește Ion Munteanu, eu înțeleg că el totuși va fi mai într-o parte, deoarece chiar în ziua concursului Comisia de Vetting i-a oferit soluții pozitive că el este promovat pentru Curtea Supremă de Justiție și în condițiile date el nu pierde nimic, el de fapt așa anunțat că la un alt concurs nu va participa, adică el va pretinde pentru a se muta la Curtea Supremă de Justiție. Dar decizia CSP-ului de astăzi poate fi contestată în principiu? Dar orice act care produce efecte juridice și administrative poate fi contestat. Și faptul că domnul Jim Ciucin, cel puțin la această oră, nu a comentat, credeți că ar urma anumite explicații? Sau? Eu, în măsura în care vor exista, într-adevăr, acțiuni urmărire penală sau procesual penal, indiferent că e martor, că e de altă natură, asta ar putea să genereze deschiderea gurii. Adică în momentul în care omul se simte atacat, hărțuit și transformat în țap ispășitor, în cazul dat, el începe a se apăra. Și în condițiile în care se va încerca a-l transforma pe X și Y în țap ispășitor, eu nu exclud că deja o să înceapă a comunica de unde au venit acele indicații, ca noi să ajungem la situația în care a fost discreditat CSP-ul doar de dragul țâfnei Maie Sandu, care își vrea procurorul general de buzunar să aibă numit de către Consiliul Superior al Procurorilor. Să trecem și la decizia de săptămână trecută în cazul domnului Stăinoglu, pentru că de 2 ani și jumătate, practic, nu avem procuror general, avem interimate și care, iată, încercarea de a numi un procuror a ieșuat. Domnule Mărceneanu, despre acest dosar cu depășirea atribuțiilor de serviciu pe care domnul Stăinoglu a fost achitat, este vorba despre indemnizație pentru concediere domnului Nicolae Chituragă din
în funcție de șef al PCCOX. La ce etapă sunt și alte dosare? Știu că dumneavoastră doar pe dosare administrative, nu sunteți pe toate, dar totuși, aceasta, cât de așteptată a fost și pentru dumneavoastră această decizie și mulți s-au bucurat de faptul că a fost achetat, pentru că, în opinia multor juriști, a fost o acuzație nefondată și fără substanță, pentru că banii au fost întorși până la urmă. Deci a fost, să zicem așa, mai moale o lacună juridică din partea la cei care au aplicat legea. Să nu-i spunem că au fost total îndobitociți. Pentru că asta, pentru oricare jurist din anul 3 de la facultate, era clar că nu există componență de infracțiune. Acești trei judecători au emis univoc sentență de achitare în privința 109. Deci componența de infracțiune acolo nu era. Chiar dacă și era ceva acolo, apoi nu era depășirea atribuțiilor de serviciu. Corespunzător, această procedură a avut loc, recuperarea acestor bani, în procedura administrativă, tot de către Stoianoglu. A făcut anchetă de serviciu, au depistat unde a fost greșeala, s-a constatat și a abrogat propria hotărâre, restituiți banii. Ca ulterior să pornească cauza penală, nu în cadrul cauzei penale au fost restituiți. Da, da, da. Deci la momentul pornirii, urmăririi penale, deja era două sau trei luni de zile cum nu mai exista acest conflict. Deci lui trebuia, lui Stoianoglu, să scuipe undeva și tot avea să pornească o urmărire penală pe abuz sau depășirea atribuțiilor de serviciu, că a scuipat nu acolo unde trebuia. Dar asta înseamnă că judecătorii, sistemul judecătoresc de la noi este independent și acționează liber la decizia conform legii. Acești judecători nu puteau lua altă decizie decât o singură decizie, achitarea. Deoarece chiar dacă îl condamnau, această cauză avea să ajungă pe masa judecătorilor de la CEDO. În care judecătorii de la CEDO avea să spui că e o aberație și încă puteau mai dur să menționeze în decizia sa. Deci, corespunzător, după asta ce trebuie să aibă loc? Acești trei judecători, dacă îl condamnau, trebuie să se așeze în locul lui? Deci, ei își imaginează că vine decizia CEDO și responsabilitatea e tot pe ei. Dar nici nu pot să pui la pușcărie omul atunci când e atât de vizibil că nu este componență de infracțiune. Da, și prejudiciu nu există, înseamnă că dacă banii Asta e tot. Celelalte cauze, încă două componenți de infracțiune sunt pe rol în instanță de judecată. Pasivă. Cel mai cască este așa invocat mai mult și de reprezentanții guvernării. Săptămâna trecută în acest platou a fost domnul Spân în calitate de vicepreședinte al PAS. L-am auzit. Da, și aceste acuzații despre, și toți am privit această secvență despre comunicarea cu Vyacheslav Platon. Aici la ce etapă este acest dosar și dacă totuși... În instanță de judecată, încă în stand-by, acolo e suspendat sau se întinde examinarea lui. Și unul încă este la faza de urmărire penală, acel cu hotărârile pe când domnul Stoianoglu era președintele Comisiei pentru Securitate. În 2011, da, când a semnat Acela e la urmărire penală, dar acolo sors de izbândă nici nu are, ei au făcut numai tam-tam din această acțiune, dar legătură cauzală și componență în infracțiune acolo chiar nu există, atât de vădită-i. Plus la asta, el pe timpul cealaltă, când a acționat, avea imunitate parlamentară. S-a încercat cumva cineva să-i scoată imunitatea parlamentară? Da, și mai ales cum se aprobă de membrii comisiei și semnează raport președintele comisiei. Deci semnarea de către membru comisiei, el nu poate ajunge aceste documente în fața plenului parlamentului. Da. Deci numai doar prin semnarea de către președintele comisiei. E o simplă scrisoare către plenul parlamentului. Și la mulți apare întrebarea că, într-adevăr, la aceste... Nu poți fi mare jurist, dar să înțelegi că, într-adevăr, aici nu este prejudiciu, aici e clar că deputații și cine puțin urmărește ședințele și activitatea parlamentară înțelege, dar această secvență cu
salutarea lui Vyacheslav Platon și această comunicare. Aici ar putea apărea anumite, totuși, nu, nu are cum să fie. Acolo o să fie surpriză pentru instanțele de judecată. Acolo unii zic ei că Chipru le-a fost corupt procurorul general prin înregistrarea în Ucraina a soției lui ca beneficiar efectiv a unor întreprinderi care de mult nu mai funcționau și cota acestei firme erau chipurile acțiunii unei bănci care deja erau vândute, nu mai erau după întreprindere aceea. Asta e unul la mână. Numărul 2, chiar dacă soția lui a fost înregistrat ca beneficiar efectiv, ea nu poate să devină proprietară în baza acestei înregistrări. 2, ea a fost înregistrată și s-a deplasat pe teritoriul Ucrainei chipurile cu un pașaport vechi care nu mai era valabil. Deci ei n-au putut scoate pașaportul cel adevărat care era la momentul cel valabil. Au scos din baza de date, de la vamă, pașaportul care era expirat. Deci ea nici nu putea trece cu pașaportul expirat. Deci înregistrarea s-a făcut tot pe baza pașaportului expirat. Vă imaginați, da, ce a fost? Ulterior, ca ei să vină să fac tamtamul în Republica Moldova, chipurile gata, ia că l-am depistat, ia că asta e acțiune de corupție. Dar ei se greșesc amarnic. Acolo stoi în oglu să scoată niște documente în instanță judecată. Cor să le cadă la toți plombile din măsale. Domnule Năgăcevski, despre toate comasarea, dar la într-o zi a fost lansate toate aceste acuzații, prezentate, deși într-adevăr este vorba despre o acțiune din 2011 în calitate de deputat, de care domnul Stoianoglă la acel moment, peste 10 ani deja, nu mai fost deputat, a fost, adică, totul la un loc. În opinia dumneavoastră, de ce s-a acționat așa? Și dacă aici, într-adevăr, nu apare problemă că poate există, noi nu acuzăm pe nimeni, există prezumția nevinovăției, dar poate, într-adevăr, a fost cea mai mare pretenție care este legături, pretințele legături sau comunicare cu Vyacheslav Platon. De ce s-a comasat tot la un loc și care totuși a fost comasat? Spun, ar trebui să aștepte că peste vreun an de zile o să audă privet Andrei și o să trebuia să dea explicații, nu în calitate de specialist cu privire la anumite subiecte, dar pentru dosarele penale sub care, unde el o să fie urmărit penal și o să fie pus sub învinuire, inclusiv de către procurorul Stoianoglu pentru abuzurile comise împotriva cetățenilor Republicii Moldova. Asta e așa un privet, îl spun, de la privet Fadei, către privet Andrei. Deci, să fie clar, dar revenind la dosarele domnului Stoianoglu, eu am fost ministru justiției. La mine vin sute de acte pe zi la semnat. Deci toate actele astea trec printr-o mașinărie birocratică, tehnică. Eu, doar din punct de vedere politic sau din punct de vedere al managementului instituțional, pun semnătura. Dacă ele sunt avizate conform de toate structurile, conform legii prevăzute de legislația în vigoare, în cazul dat, responsabilitate managerul întreprinderii nu poartă. Poartă eventual cei care au comis eventual agafă, indiferent de prejudiciu, este, nu este prejudiciu. Structurile tehnice poartă responsabilitate pentru eventualele erori comise. Și în condițiile date nu poți să vorbești despre careva pretenții cu privire la Stoianoglu în ceea ce privește acest dosar cu indemnizația pentru chitroagă. Ceea ce privește beneficiarul efectiv. Dar poți scrie mâine, mă duc eu la notar, închei vreun contract de vânzare-cumpărare cu dumneavoastră și îl scrie pe Mărgineanu că el este beneficiar efectiv. Dar eu nici nu știi despre asta. Și noi îl scriem pe dânsul, cum credeți, el poate să fie atras la răspundere? El nu poate să fie atras. Iată, cam așa e situația cu soția domnului Stoianoglu. Un următor dosar cu privire la datele cu caracter personal, da? Informația, divulgarea datelor cu caracter personal. Eu nu a divulgat. Deci există cazul Guja versus Republica Moldova. Era un comunicator la Procuratura Generală care a adus la cunoștință publică anumite chestiuni legate de anumite... Interes public. Fraude din cadrul sistemului procuraturii, ai noștri au considerat trebuie să-l elibereze din funcție, l-a câștigat la Curtea Europeană a Drepturilor Omului pentru încălcarea libertății de exprimare. Iată, Stoianoglu, vrând să informeze publicul privind la chestiuni de interes public, este astăzi urmărit cumva. Noi avem astăzi un onegist, îi spune lui Iulian Groza, care i-a accesat date cu caracter personal, dacă nu la jumătate de Moldova, atunci la o treime din Republica Moldova,
peste 500.000. Da, uitați-vă. Și toate datele astea de caracter personal, extragerea datelor, au fost accesate într-un mod neclar, netransparent, contrar legii. Există dosare la Centrul Național Anticorupție și nu există niciun interes la acel subiect. Însă, prezența lui Stoianoglu, care și-a exercitat atribuțiile de serviciu, în cadrul exercitării atribuțiilor de serviciu, a constatat anumite fraude care trebuiau să fie anunțate public, deoarece reprezentau interes public, el a început să fie urmărit penal. Și să nu uităm că Stoianoglu nu este victima legii, el este victima unui grup criminal organizat, sub ghidajul Maiei Sandu, care din 2019, încă o dată, a cedat cu majoritatea parlamentară, a făcut tot posibil să cadă guvernul Sandu, doar pe motiv că își dorea un alt procuror general care să-l poată controla din punct de vedere politicor. Ea conștientiza foarte bine că Stoianoglu este independent și este incoruptibil și imposibil de controlat din perspectivă politică. Eu am colaborat cu domnul Stoianoglu, eu cunosc pe domnul Stoianoglu. Lui nu poate să-i dea indicații. Dumnealui nu poate să o influențeze. Cât de corect a procedat domnul Stoianoglu când a invitat sau a acceptat această propunere de a discuta cu domnul Platon din acea înregistrare? Pentru că cu asta, eu știu că dosarul și toate dovezile care operează încă, cei care... Încă o dată, știți, te uiți la filme, deci există diferite tactici de urmărire penală, tactici de comunicare cu bănuiți, inculpați, specialiști. Vă uitați la filme, da? De exemplu, vine anchetatorul și pune o pachet de țigări pe masă și care dă o țigară celui bănuitul ca să fumeze o țigară și o predispune la discuții. Deci astea sunt tactici de urmărire penală, tactici de deschidere cu celui cu care tu comunici. Și în condițiile date, noi îl învinuim Stoianoglu că el a utilizat tactici pentru a stabili un dialog adecvat cu domnul Platon pentru a obține suportul în developarea anumitor fapte care erau cunoscute domnului Platon în interesul Republicii Moldova. Băi, noi trebuie să fim tâmpit din punct de vedere juridic și politic pentru a învinui persoana domnului Stoianoglu, care nu a acționat discret în sensul în care era față în față doar cu domnul Platon. Da, era o sală plină de oameni. Deci el nici nu putea presupune că o asemenea tactică de comunicare pentru a deschide o persoană ar putea să fie utilizată într-o discreditare a dumnealui. Și numai niște agramați juridici, niște tâmpiți politici pot utiliza asemenea tactici pentru a discredita și pentru a justifica abuzurile împotriva domnului Stoianoglu. Și asta pentru asta e o spartă răspundere. Asta e unica învinuire, că el i-a spus lui, privet slava, asta e tot? Iar restul, tot ce s-a fabricat în jurul lui Stoianoglu, numai că s-au poate demite. Dar s-a constatat, sau aveți anumite bănuieli, cine ar fi făcut această înregistrare ca să ajungă? Domnul Stoianoglu cunoaște absolut tot. Cine, când, unde, în ce loc, cine erau prin mașini, cine erau prin cabinete, cine coordona, cine jongla și așa mai departe. La dânsul a ieșit foarte mulți oameni care i-au dat informații din primele surse. Și când iese domnul Stoianoglu cu toate aceste detalii? El mi-a mai spus odată, eu acum cu aceste probe, dar deținem nu așa, dar probe, nu le poate scoate, că efectul lor o să fie zero. Deci o să le scoată la momentul când o să fie o procuratură independentă și nu o să mai fie controlată de gruparea asta, cum a spus domnul ministru. Mai reușim să discutăm acest subiect cu corespondență, votul prin corespondență. În primul rând vreau să vă întreb despre efectul juridic. S-a lansat așa o discuție, inclusiv de unii reprezentanți opoziției, despre faptul că acest proiect este un proiect pilot, test, deocamdată pentru SUA și Canada, despre care vorbiți și a confirmat și doamna președinte Maia Sandu, ar trebui să producă și efecte juridice, pentru că este prima dată când se aplică și va fi și vot fizic și dacă merge prin vot electronic sau invers, se anulează unul sau altul respectiv. Deci, corespunzător, se vorbește despre o testare și la ce? La un element foarte important. La acel vot, la referendum constituțional prin care se va decide soarta țării. Deci cât ar putea să fie manipulat? Că noi ne uităm, ultimele două sau trei alegeri
câți au votat în Statele Unite? Care este procentul de votare? Sau câte persoane au venit la votare? Și ne vom uita și câte au venit ulterior prin acest test prin poștă. Și să mă țineți minte că numărul să fie dublu. Mai puțin decât atât, toți care au să fie prin poștă, toți au să fie pro. Niciunul contra. Asta e o schemă utilizată. Noi primii, ei n-au inventat roata. Roata e inventată de mult. Ei vor să o preia și să o utilizeze. Dar nu vă spune nimic oare că voturile astea prin poștă s-au făcut inclusiv în Statele Unite, în care mai nu s-a produs revoluție. Partidul Democrat cu Biden, când a câștigat, a câștigat anume prin fraudarea, anume prin poștă, anume prin corespondență. Deci, eu cred că aceeași schemă, cu atât mai mult că ei protejau Partidul Democrat din Statele Unite, pasul copilul lor, aici în Republica Moldova, care, la momentul de față, e o guvernare compradoreană și ei, în cel mai apropiat timp, ori să se duc odată cu Partidul Democrat a Statelor Unite la coș cu gunoiul istoriei. Domnule Năgăcevski, dumneavoastră ați vorbit deja despre acest subiect, dar vorbim doar deocamdată despre votul în cadrul referendumului, da? Nu vorbim despre... Adică testarea va fi în cadrul referendumului, nu și alegerile prezidențiale. Nu știu. Deci, nu, el o să fie alegeri. Și la prezidențiale. Da. Înseamnă că... Așa. În opinia dumneavoastră, ar trebui să fie cumva gândit că asta să fie doar testarea, să fie luate în considerare doar voturile care vor fi aduse fizic? Sau, și dacă dumneavoastră ați citit, proiectul deja a fost publicat pe site-ul Parlamentului, am văzut, în opinia dumneavoastră, sunt suficiente mecanisme pentru a proteja acest mecanism de fraudare? Bine, nu sunt eu specialist, n-am mai expune din punct de vedere tehnic, dar Comisia Electorală Centrală dispune de toate mecanismele. Am lucrat o zi în Comisia Electorală Centrală, dar sper că domnul Ciocan o să ne informeze, deoarece dumnealui deja nu lucrează, dar are o experiență bogată în domeniul respectiv. Dar ce vreau să menționez cu privire la acest subiect, acest element developează disperarea guvernării și doar demonstrează că ei sunt în căutare de acele voturi de aur pentru a-și salva cel de-al doilea mandat de prezidențial și se acționează extrem de haotic în sensul obținerii acelor voturi necesare pentru a obține cel de-al doilea mandat de președinte de către Maia Sandu. Le va reuși? Eu sunt convins că nu. Și nici Statele Unite, nici Canada nu o să le garanteze acele voturi de care au nevoie. Și efectul advers al acestui proiect de lege, din punct de vedere politic, ar putea să fie, din contra, o consolidare a Uniunii Europene, a cetățenilor noștri din Uniunea Europeană, împotriva Partidului Acțiunii și Solidaritate, simți și mai Sandu simțindu-se discriminați. Ori efectul... Legea asta este discriminatorie și în condițiile date, diaspora, o să zic, păi, tu ne-ai promis că o să ne garantezi la toți drepturi egale, în condițiile, dar tu ne discriminezi. Este că distanțe sunt foarte mari și acest lucru descurajează anume în aceste țări. Distanțe mari. Așa a spus domnul Radu Marian. Rusia are 7 часовых поясов. 7 sau 8, dacă eu nu-mi aduc aminte. 7, parcă. Nu are importanță. Statele Unite câte часовые пояса are? Canada? Sunt mai mult cumva ca în Rusia? Mai mult cumva ca în India? Mai mult cumva ca în China? Acolo sunt mai puțini votanți. Doamna Bărnăr, eu cred că problema este simplă. Deci, doamna Maia Sandu consideră că va avea mai mult control asupra diasporei din Statele Unite și din Canada prin intermediul instrumentelor care deja le are la dispoziție. Vorbim de mama domnișoarei Drăgălin, pe de o parte, care este șefa diasporei și stă bine în Statele Unite. Și avem niște jurnaliști care consideră ei că controlează diaspora din Canada. Și astea sunt acele elemente care au justificat de a seta anume aceste două teritorii pentru a
atesta acest proiect pilot. Dar să nu uităm, deci Maia Sandu cu PAS s-a promis că o să piloteze votul prin corespondență în cadrul alegerilor locale. De ce nu l-au pilotat în cadrul alegerilor locale? Ca noi să ne asigurăm că totul este în regulă, că funcționează eficient, transparent și calitativ. Un exercițiu mai serios. De ce noi facem peste mări și țări, s-ar avea garanții că totul e în regulă. O să întrebăm acest lucru pe reprezentanții guvernării. Domnule Năgăcevski, domnule Marcineanu, vă mulțumesc foarte mult pentru participare și vreau să menționez încă o dată că o să lansăm invitații pentru toți care au fost vizați în această emisiune astăzi pentru a invita la una dintre următoarele ediții. Domnilor și domnilor, eu vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți cu noi și numai bine!